Ai venit, domnișoară scumpă, a? Ce vânt te aduce pe aici, draga mea? Ai venit să-l vizitezi pe bătrânul pictor Ramolit, a? Da. Glumesc și eu. Teia, ce faci? Sunt foarte necăjită din cauza ei. În afară de boala asta, a intrat într-o depresie ciudată. A început să numere frunzele, de iedere de pe gard și să-mi spună că în momentul în care și ultima dintre ele o să pice, o să se ducă și... Cred atât de tare în lucrul ăsta încât mă tem că până la urmă așa se va întâmpla. Asta e prostie, dar cum poate un om să creadă, că o frunză de iedere, de aia nenorocită așa, poate să-i provoace moartea, se poate? Îmi pare tare rău. Biata Teia, biata de ea, se poate? Dar nu-ți mai pozezi, să știi, ți-am promis că-ți pozezi, dar nu, m-am supărat, m-am enervat. Nu-mi iese nici portretul ăsta. Bine, domnule Berman, bine, dacă nu vrei să mai pozezi, n-o să insist. Dar să știi că ești un bătrân afurisit. Bătrân afurisit? Bă, toate fetele, sunteți la fel, înțelegeți ce vreți voi. De jumătate de oră te rog să... pozez și nu... Of, Doamne... Într-o zi o să pictez o capodoperă. Să putem pleca de aici. Tragi tu perdeaua, vreau să mă uit afară. E ultima. Eram sigură că o să... cadă azi noapte. Am auzit cum a bătut vântul. Lasă că o să cadă și odată cu ea o să mor și eu. Teia, gândește-te la mine dacă la tine nu te gândești. Eu ce m-aș face? Noapte bună. Noapte bună. Trage-te, rog frumos, perdeaua. Și nedreaptă. Ceva a făcut ca frunza aia să rămână în același loc, să-mi arate mie cât de păcătoasă am fost. E păcat să-ți dorești moartea. Știi ce? Mai bine adun ceva de mâncare. Hm? Nu, de fapt hai să stăm de vorbă. Într-o zi mi-ar plăcea să pictez golful Napoli. Șansa e gata. Trebuie să mă îngrijești și o să fie bine. O să plec, mai am un caz jos. Domnul Berman, un artist, am impresia. Tot pneumonie. E bătrân și slăbit și se află și într-o fază acută. O să-l internez azi în spital pentru ca să fie îngrijit mai bine. Sp
respiră și inspiră. Ai reușit să știi. Te ai în afară că vin pe Nicola acum. Să mănânce bine și să ai grijă de ea, da? Am ceva să-ți spun. Domnul Berman a murit azi la spital de pneumonie. A fost bolnav numai 2 zile. Portarul l-a găsit în plină criză, cu hainele și cu pantofii uzi. Nu și-a putut da seama unde fusese pe noapte așa de groaznică. Nu te-ai gândit niciodată de ce frunza de iederă nu se clătina când bătea vântul? Asta e capodopera lui Berman. El a pictat acolo când a căzut ultima frunză.